Amfiteatrul școlii gimnaziale Academician Marin Voiculescu din Giurgiu a fost astăzi gazda unei acțiuni ce a avut ca scop conștientizarea de către elevi a dimensiunilor pe care le poate căpăta delicvența juvenilă în lipsa unui comportament civilizat. În dialog cu elevii giurgiuveni au fost polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu. Haideți să ne prezentăm prima dată, să știți cu cine stați de vorbă. De subsemnatul comisar șef de poliție, Bătrânache Sterian. Sunt șeful Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu. În stânga mea, domnul comisar de poliție Burlacu Bogdan, pe care îl cunoașteți, a fost prezent deseori la dumneavoastră în unitate, este ofițerul specialist pe linia prevenirii criminalității și colega mea, doamna domnișoara agent de poliție, Staicu Sorina, lucrător în cadrul biroului. După prezentarea de către polițiști a celor mai frecvente forme de delicvență juvenilă întâlnite în județul Giurgiu, elevilor li s-a prezentat un film realizat într-unul din penitenciarele în care se află deținuți minori. Apoi, după întrebările adresate oamenilor legii de către elevi, directorul școlii giurgiuvene a subliniat importanța relaționării cu jandarmeria și alte instituții care pot oferi sprijin în formarea viitorilor cetățeni cu un comportament demn. Stimate domnule director, aici în amfiteatrul școlii pe care o conduceți, o acțiune cu poliția giurgiuveană pe un subiect legat de delicvență juvenilă. Câteva cuvinte vă rugăm să ne adresați privitoare la importanța acestei activități și la modul la care copiii percep mesajul. Aceasta este o componentă esențială a educației pe care noi o dăm copiilor și în acest sens avem încheiate protocoale cu Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, pompierii, în general cu toate autoritățile care ne pot sprijini în formarea unor elevi și a unor cetățeni cu conștiință civică ridicată.